numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zisa Domnul pilda aceasta. Doi oameni au venit la templu ca să se roage. Unul era vameș și altul era fariseu. Iubiți credincioși, nici nu se putea un prilej atât de bine așezat de Dumnezeu să vorbim despre pilda aceasta a vamelului și a fariseului în momentul în care biserica este plină. Nu că n-am fi putut vorbi dacă biserica era goală, dar cred că exact aici, în umplerea bisericii, stă tot înțelesul parabolei de astăzi. Vă să zic așa cum am plecat și noi de acasă fiecare către biserică, cu gândul clar să venim la biserică, ne întâlnim astăzi cu una dintre cele mai scurte, dar cele mai pătrunzătoare și mai ales emoționante parabole din toate câte le are Sfânta Scriptură, și anume pilda vameșului și a fariseului. Vă să zic că au venit cei doi să se roage, unul era vameș, altul era fariseu, și Mântuitorul le spune cum se ruga fiecare dintre ei. Parcă ne-ar șopti nouă astăzi. Fiecare vine la biserică cu gândurile sale, dar Dumnezeu ne spune în ce fel se rugau, care erau cugetele lor. Fiecare dintre ei simțeau nevoia să se roage. Au venit să se roage. Dacă au venit să se roage, hai să-i ascultăm puțin. Și spune că fariseul se ruga în sine zicând: mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori și răi. Dau zeciuială din toate și mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt ca unul dintre aceștia, arătând spre vameș. Vameșul se ruga în sine, neîndrăznind, zice Sfântul Evanghelist Luca, să-și ridice fruntea spre cer, și spunea, bătându-și pieptul: Dumnezeule, milostiv fi mie păcătosului. Și Mântuitorul încheie această parabolă spunând: adevărat vă spun vouă, mai îndreptat s-a întors acesta la casa sa decât acela. Pentru că tot cel ce își înalță sufletul îl va coborâ, iar cel ce se smerește pe sine, acela se va înălța. Iată, iubiți credincioși, cât de puține cuvinte, dar cât de multe înțelesuri. Câți dintre noi nu ne amăgim să credem că am venit la biserică și ne-am rugat? Da, ne-am rugat. Formal vorbind, dacă luăm așa după definiție, după teologisire, chiar era mai interesantă rugăciunea fariseului, și să vă spun și de ce. Pentru că era o rugăciune de mulțumire. Nu puteți să mă contraziceți. Formal vorbind, era rugăciune de mulțumire. Foarte rară această rugăciune de mulțumire la oameni. După ce primim câte ceva, că ne rugăm toată ziua, Doamne miluiește, uităm să mai mulțumim lui Dumnezeu. Și iată că ne avem acum în față o rugăciune de mulțumire. Și totuși, la sfârșitul ei, ne spune Mântuitorul că nu s-a îndreptat, nu s-a întors mai îndreptat la casa sa. Dar ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba, haideți să vă spun ce s-a întâmplat odată când un preot foarte iscusit de argumentări și în slujire, dar și în cuvânt, a luat și el autobuzul prin munți. Într-o curbă însă, șoferul n-a putut să stăpânească dihai autocarul și s-au prăvălit toți în prăpastie. N-a mai scăpat niciunul. Bineînțeles că acum a ajuns vremea să fie luați la cer și părintele nostru, care de altminte se știa el foarte bine pus la punct cu relația cu Dumnezeu, a crezut că nu se aștepte pe ceilalți 48 de împreună călători cu el până îl vor primi la porțile raiului. Și a fost foarte, foarte derutat de faptul că atunci când a venit îngerul să ia pe rând, a spus întâi șoferul. Acum, părințelul nostru, oricât de smerit era el, când a văzut cât ai gloata, l-așteaptă până o să se ducă și el, a zis: nu te supăra, îngerașule, poate nu te-ai uitat la buletinile noastre, poate că noi suntem murdari după accident, nu ne-ai recunoscut, una alta, știi, eu sunt preot și toată viața am slujit lui Dumnezeu. Și cred eu acum, fără să mă laud, că i-am slujit bine.
Zice, da, nimic de zis. Știe Dumnezeu și a primit rugăciunile tale, decât că atât de frumos cântai și atât de frumos vorbeai, încât pe foarte mulți îi lua chiar somnul în timpul slujbei. Ai fost foarte comod celorlalți. Le-ai dat așa cum se zice pe românește, mură în gură. Zice, bine, hai, am înțeles. Dar de ce să fie șoferul primul? Vă zice, da, pentru că un șofer mai ne la locul lui între șoferi n-a văzut nici Dumnezeu. Cum pornea autocarul, întotdeauna toată lumea era încordată și cruci peste cruci, Doamne, să ajungem întregi acasă. Iubiți credincioși, să știți că dincolo de potlogăriile acestor vorbe, cam așa stau lucrurile cu noi. Ne amăgim, fraților. Ne amăgim că am făcut lucruri bune, ne amăgim că am mulțumit lui Dumnezeu. Mai sunt câteva minute și o să mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajuns în fața dumneavoastră să împlinesc 49 de ani, peste câteva zile. Mulțumim lui Dumnezeu, dar cum o facem? Fraților, trebuie să o facem într-o anumită cunoștință de cauză și mai ales într-o împăcare de sine. Să nu credeți acum că fariseul care a venit la biserică nu era mulțumit cu el. A, nu, niciun caz. Era foarte mulțumit cu el. El a plecat în sinea lui foarte îndreptat, pentru că în fiecare zi, probabil, sau chiar de 3 ori pe zi, intra în templu ca să se roage. Să nu credem că diferența între vame și păcătos era de ordin exterior, ci era de ordin interior. Adică, v-am spus, primul argument al rugăciunii fariseului era de partea lui faptul că mulțumea lui Dumnezeu. Dar a mulțumi lui Dumnezeu într-un dispreț față de ceilalți, aici nu este bine. Vă spune că și părințelul nostru căzut cu autobuzul în prăpastie a făcut într-adevăr lucruri frumoase. Da, sluji frumos, sigur că da. Dar dacă nu lăsăm ca preoți să plece omul acasă cu ceva întrebări despre viață, n-am făcut nimic. Dacă suntem numai foarte, foarte comozi cu ceilalți, n-am făcut nimic. N-am făcut nimic altceva decât să mulțumim Dumnezeu că ne-a dat harul, să ne lase pe poziția asta de a vorbi mulțimii și atât. Să știți că suntem foarte aproape de fariseii care, la un moment dat, pot să spună, de exemplu, acum, mă uit la dumneavoastră, mi-a să stați înghesuiți. Eu nu stau înghesuit. Ce o să zic? Doamne, mulțumesc că m-ai făcut preot și că nu stau înghesuit. E o rugăciune de mulțumire chiar. Haideți să o luăm pe toate părțile. Să știți că vreau să fiu sincer în fața dumneavoastră. Eu nu vreau să pățesc ca părintele din autobuz. Și de când am aflat lucrul ăsta, chiar mă străduiesc, să știți. Acum nu vreau să fiți la tot pasul cu inima în palpitații când mă vedeți, Doamne, să nu dea peste mine. Adică să tun și să fulger și să nu știu pe care să înghit. Nu, nu vreau nici asta, cu nicio supărare. Dar vreau să vă spun că niciodată nu trebuie să fim siguri că ceea ce facem este înaintea lui Dumnezeu așa cum pornește de la noi. Intenția de rugăciune era chiar foarte bine plasată de către vameș, de către fariseu. Fariseul se ducea într-o foarte importantă logică a ieșirii sale în stradă. Probabil că își făcuse rugăciunile în văzul lumii ca să admire ceilalți cât de evlavios este. Poate că se uita în stânga, în dreapta dacă îl vede cineva cât de măreț este el și cum că se roagă și să-l vadă cineva acolo, să-l treacă în tabel și să marcheze că suța a fost la biserică de 5 ori astăzi și pac, îi face caseta cu un X. De asta vă spuneam eu acum vreo câteva luni că Dumnezeu nu vrea neapărat să-i umplem biserica, vrea să ne umplem noi, pe noi înșine cu ceva, adică să plecăm de la biserică mai îndreptați la casa noastră. Acum să nu credeți că fariseul, după ce a făcut rugăciunea asta, a plecat îndoindu-se că a făcut vreun lucru bun. Nu, el era sigur că a făcut un lucru bun. Câți dintre noi acum, sincer vorbind, nu ne punem întrebarea
unde or fi ceilalți frazdei noștri concitadini? Măcar așa un gărgăul mi-a trecut în cap. Dar unde or fi ceilalți? Ei lasă, că fiecare cu liturghia lui. Câți dintre noi nu ne-am bucurat? Ia uite, băi, că astăzi am ajuns la biserică. Bineînțeles că mi-a trecut așa, prin cap. Păi nu suntem noi fariseu? De ce să vorbim acum de vameș? Fariseii suntem noi și trebuie să vă spun dintre care ce dintre sunt eu. 90% din faptul că mă aflu aici, o fac pentru fișa postului, să zic așa. Că se pontează acolo, dacă am fost la slujbă sau nu am fost. Dincolo de toate, dacă nu aș avea o bucurie cu care să plec de acasă pentru slujbă, vă spun că aș fi un impostor. Și eu n-aș putea să ies în fața dumneavoastră să vă spun toate cele liturghisite. Dar nu trebuie să știți dumneavoastră ce simt eu. Dumneavoastră trebuie să vă simțiți aici, înaintea lui Dumnezeu, și eu, dacă vreți să vă fiu mijlocitor ca duhovnic, o fac. Dar problema este următoarea. Nu cumva să se călăuzească orb cu orb să ajungă în prăpastie. Că știți că era unul orb și l-a luat de mână pe unul bâlbâit. Și orbul sărac cum făcea cu 2-3 pași înaintea lui și îl ținea ăsta de mână. Și la un moment dat, bâlbâitul a vrut să-i spună. Vezi, bă, că vine, e o prăpastie, urmează o prăpastie și începe să-i spună. Bă, 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 bă. Fraților, eu știu ce mă așteaptă. Foarte, foarte atent trebuie să fiu cu cel cu care merg de mână. Nu cumva să nu fiu atent vreo secundă și să-l scap în prăpastie. Trebuie să fim însă atenți puțin și la rugăciunea vameșului pe care Dumnezeu a primit-o. Acum să știți că vameșul și fariseul în mintea mea reprezintă pe Cain și pe Abel. Nu că ar fi plăcut lui Dumnezeu mai mult animalele decât vegetalele, dar jertfa lui Abel, care era păstor, a fost mai primită decât jertfa lui Cain, care era agricultor. Iată, o jertfă era pe câmp, dar era un altar. Venisele și ei să se roage, exact ca aveam și cu fariseu. Decât că cel care adusese, cred că cele mai frumoase animale pe care le avusese, totuși se uita așa cu ciudă, cum că fumul de la jertfa lui rămâne jos și fumul de la jertfa fratelui, care ardea niște spice de grâu, că era agricultor, cum v-am spus, se ridica la Dumnezeu. Și atunci a pus el în gând, bă, dar eu când scap de concurență? Și a făcut să scapă de concurență. I-a dat în cap și a scăpat de concurență, a crezut el. După aia nu mai putea să doarmă, că zicea că cine îl va găsi, îl va omorâ și pe el, că a omorât el și trebuie să plătească. Iubiți credincioși, cam așa ceva s-a întâmplat cu fariseul de astăzi. L-a omorât pe fratele lui. Dar nu l-a omorât că l-a văzut mai pios decât el. Nu! El vroia să scoată din concurență pe toți care se aflau acolo. De cât îi folosea, Doamne, pe ăsta l-am întrecut, eu dau zeciuială. Ăla e un om rău, l-am întrecut și pe ăsta, știi, avea și el grila, știi, ca la examene, 100 de grile. Și mai puncta pe câte unul, ia să vede pe ăsta, a, iar ca vameșul ăsta, mulțumesc, îl trece și pe ăsta. Oh, azi am întrecut 50, poate mâine mai întrec 50 și intru la examen. Cam așa ceva s-a întâmplat. Decât că acum trebuie să vedem noi, dacă tot am venit la biserică, am venit în templu să ne rugăm, noi și gândurile noastre, ce trebuie să facem ca să plecăm de aici mai îndreptați spre casele noastre? În primul rând, să fim sinceri cu noi înșine. Nu de mulțumirea noastră că, vezi, Doamne, ne-a poziționat Dumnezeu pe o fișa postului mai înaltă decât a altuia, trebuie să mergem noi mai departe, ci pur și simplu trebuie să ne gândim la discursul sincer cu noi înșine. Ce făcea vameșul? Vameșul știa păcatele. Poate că știa că după ce pleacă din templu nu se va schimba cu nimic viața lui. Poate că nici măcar nu-și propusese să-și schimbe modul de a fi. Dar Dumnezeu a apreciat ceva. A apreciat, cum am spus, nu promisiunile, a apreciat nu dorința lui de, așa cum se zicea odinioară, de a se depăși sau autodepăși, ci pur și simplu
Dumnezeu a apreciat momentul respectiv. În momentul respectiv și-a așezat fruntea în jos și a zis: fii milostiv mie păcătosului. Pentru faptul că s-a recunoscut păcătos și numai pentru faptul acesta, Dumnezeu l-a răsplătit cu întoarcerea mai îndreptată la casa sa. O să zic că, iubiți credincioși, nu ne vrea Dumnezeu să facem tot felul de promisiuni. Doamne, dacă scap din asta, îți aduc jertfă, vin pe la biserică, o să tocesc pragurile, o să fac... Nu, nu asta vrea Dumnezeu. Chiar mi-aduc aminte că zicea Sfântul Siluan: Dumnezeu nu ne va întreba la judecată dacă am făcut minuni, dacă am făcut teologia, dacă nu știu ce fapte bune am făcut, ci ne va întreba de ce nu ne-am pocăit pentru păcatele noastre. Exact despre vame și, și fariseu vorbește și Sfântul Siluan. Iubiți credincioși, cum putem să facem noi să plecăm mai îndreptați la casa noastră? Acum să știți, casa noastră nu înseamnă neapărat aia patru pereți între care ne învârtim o puțină sau mai multă vreme de zi. Casa noastră înseamnă societatea. Fraților, aici suntem într-o cetate de scăpare. Aici ne-am adunat ca să ne rugăm lui Dumnezeu și să pregătim ieșirea. M-am mai spus că afară ne așteaptă o lume așa cum este. Nu trebuie să o judecăm. Dacă vreți, vă pot creiona. Vă pot creiona, dar nu o judecăm, Doamne ferește. Cum ieșiți de aici? Bineînțeles că în euforia asta, că ne-am întâlnit cu toții, că ne-am simțit bine, bineînțeles că diavolul este îngăduit să facă în așa fel încât să se aleagă praful în 10 metri de această stare. Și cum am ieșit pe poartă, ori ne îmbrâncește cineva, ori vedem că cineva ne-a înfundat aripa de la mașină și a fugit și am uitat să facem asigurare și așa mai departe. Să știți că bucuria este atât de vremelnică și vine foarte greu, dar pleacă foarte repede, dacă nu suntem noi atenți. Dar mesajul Evangheliei de astăzi este unul singur. Dacă vrem să plecăm mai îndreptați la casa noastră, pentru că tot am stat aici un ceas, două, haideți să înțelegem de ce să plecăm mai îndreptați la casa noastră. Am spus să fim sinceri cu noi înșine și mai ales trebuie să recunoaștem ceea ce am făcut. În momentul în care recunoaștem tot ceea ce am făcut, nu este nevoie, cum am mai spus, dar subliniez lucrul acesta, să promitem mare acusare. Trebuie numai să spunem: Doamne, am greșit. Acum, Doamne, am greșit astăzi, Doamne, am greșit mâine, poate că încet, încet va rânduit Dumnezeu să ne așeze și la lucru. Adică să începem să ne și schimbăm. Dar deocamdată, dacă vrem să plecăm astăzi măcar, mai îndreptați la casa noastră, să ne recunoaștem pe noi așa cum suntem. Nu în funcție de vecinul nostru. Că știți imediat cum zice: bă, dar de ce vreau? Dar și vecinul cât are. Cum eram pe la școală, ridica tovarășa, pe că așa era tovarășa de... Nu pot să zic doamnă, că nu era doamnă atunci, era tovarășă. De ce ai făcut așa? De ce nu ți-ai făcut tema? Păi nici cu tare. Bă, nu te-am întrebat pe tine, mă. Nu, că n-am învățat nici cu tare. Și când l-ați ascultat, nu i-a spus 3, i-a spus 4. Băi, fraților, dacă nu vom înceta să ne comparăm cu alții, n-am făcut nimic altceva decât să-i numărăm pe cei care sunt mai jos decât noi. Și vom pleca mulțumiți și când ne va prinde autobuzul sub roți și o să ajungem la Îngeraș, o să ni se spună franc: pe tată, tot ce ai făcut tu, știi, nu prea s-a pus aici în lumea noastră. Și zice că lucrul acela foarte, foarte îmbunătățit și care avea o viață impecabilă, pe patul de moarte plângea și smulgea părul din cap și toți au intrat la bănuire. Au unul șofii, mi-o fi la mințile, ce s-a întâmplat? Băi, părinte, uite care te-am atat, ai făcut numai de la bune cu tare. Ce? Da, dar am făcut după mintea mea. Știu eu cum o fi fost primit la Dumnezeu ce am făcut eu? Iubiți credincioși, măcar în drum spre casă, dacă nu aici în biserică, să ne întoarcem cu gândul la noi înșine. Și în măsura în care vom fi sinceri cu noi, cu siguranță că Dumnezeu ne va aștepta și duminica viitoare și o să ne șoptească într-un fel sau într-altul prin evenimente de viață, dacă într-adevăr ne vom întoarce mai îndreptați la casa noastră. A ne întoarce mai îndreptați la casa noastră înseamnă să ne îndreptăm privirea către noi, să ne îndreptăm privirea către pământ,
către ceea ce ne-a dat Dumnezeu să vedem și încet, încet Dumnezeu ne va rândui viața frumoasă, după cum noi ne străduim să ne îndreptăm venind de la rugăciune. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în ziua de astăzi măcar să ne vedem de ale noastre. Acesta ar fi primul canon al perioadei triodului în care am pășit. Să ne vedem de ale noastre și să vedeți ce fericiți vom fi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.